să ne dea Dumnezeu pace, binecuvântare și să ne ajute să simțim că în locul ăsta ni se tămăduiesc și sufletele și trupurile și că în locul acesta mântuirea lui Dumnezeu este desăvârșită pentru noi toți. Vă voi invita să citim în dimineața aceasta o secțiune din Sfânta Scriptură în care Mântuitorul se ocupă de rugăciune. În predica de pe munte, după ce Mântuitorul a terminat cu fericirile, după ce a vorbit despre legea celor 10 porunci în, în, în perspectiva ei spiritualizată, după aceea Mântuitorul vorbește despre rugăciune. Iată cum relatează Sfântul Apostol Luca această situație. Luca 11, de la versetul 1 la versetul 13. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Era un obicei ale evreilor, carabinii sau învățătorii să-și învețe ucenicii în prima lor lecție cum să se roage. Iisus le-a zis, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi, în fiecare zi, zice aici. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Fiți atenți la schimbarea de notă de aici. Zice așa. Iartă-ne nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Să învățăm lecția de aici. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi l-a mai zis. Dacă unul dintre voi are un prieten, se duce la el la miezul nopții și îi zice Prietene, împrumutăm trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce să-i pun înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acela îi răspunde Nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini la miezul nopții. Apropo, când este timpul limită pentru un telefon aici? Când poți să dai telefon cel mai târziu? No, eu mai dau telefon până la 10, dar după 10 nu-i voie, da? Aici zice la miezul nopții dacă îi ceri. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea, pentru că este prieten, Totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare. Deci până când trebuie să stăruiești? Până când îl superi pe om și îl faci să îți dea ce trebuie. Cu cine trebuie să procedezi în felul ăsta? Poftiți? Cu prietenii prietenii, dar zice cu cine? Fiți atenți cu Dumnezeu. Supărați-l cu rugăciunile dumneavoastră superați-l. Faceți în așa fel încât să, să să l ridicați de pe tronul său pentru ca să vă răspundă la rugăciuni. Superați-l. Așa zice aici. De aceea vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine capătă, iertați-mă, oricine ca, Oricine cere, capătă. Cine caută găsește, celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine să-i dea o piatră, ori dacă cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește, sau dacă cere un nou să-i dea o scorpie. Deci dacă voi care sunteți, Doamne ajută-ne să nu fim răi, da? Știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. nu, vi se pare că, nu vi se pare că se cârmește, se cotește în ultima parte toată discuția pe care o are Domnul Isus Hristos? Pentru că eu când citesc aici, înțeleg așa, cereți ce să cer? Orice și vi se va da. Căutați orice și veți găsi. Bateți pentru orice lucru la poarta lui Dumnezeu și veți primi. Iar la sfârșit, spre surprinderea mea, mi se spune, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc din ceruri, vă va da ce? Nu zice orice. Va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Care este subiectul care ar trebui să concentreze toată lupta noastră, toată, toată preocuparea noastră vis-a-vis -vis de rugăciune? Duhul Sfânt. Nu știu dacă ar trebui să cerem lui Dumnezeu o mașină, o casă sau altceva. Nu știu dacă despre asta este vorba, dar știu sigur că este vorba despre Duhul Sfânt. Aici începe, începe problema noastră. Doamne, subiectul din dimineața aceasta are două secțiuni. Una este cum să ne rugăm și a doua este rugăciunea profetică, adică cum să ne rugăm în timpul de acum. Haideți să trecem la prima secțiune. Doamne, cum să ne rugăm? Am înțeles din, din această relatare că ar trebui să mă rog cu insistență, ar trebui să mă rog până la supărare, a trebui să mă rog continuu. E corect. Totuși, aș dori să vă rog să citim un pasaj paralel cu pasajul acesta, adică același lucru relatat de Evanghelistul Matei. În Matei, capitolul 5, Domnul Isus Hristos zice așa, versetul 5. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnici, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni, adevărat vă spun că și au luat răsplata de la cine? De la cine? De la oamenii care i-au lăudat că sunt credincioși. Deci, în foarte multe situații noi ne rugăm și după rugăciunile noastre oamenii consideră, ăsta da creștin că uite ce ce frumos. Sună bine la ureche. Și Mântuitorul spune: E fățărnicie multă în rugăciune. Așa zice Domnul. E fățărnicie multă în rugăciune. V-ați gândit vreodată să puneți cuvântul acesta în dreptul meu, în dreptul tău, fiecare în dreptul lui? E fățărnicie multă în rugăciune. Și să cauți o rugăciune autentică, nu o rugăciune de fațadă, care implică ideea de fățărnicie. Căutați o rugăciune autentică în viața noastră, în viața ta. Ai căutat această rugăciune autentică? Mai departe. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, în cuie ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care, este în care vede în ascuns îți va răsplăti. Vreau să vă întreb, care este baza rugăciunii? Fundamentul rugăciunii noastre? Care este? Sunt mai multe feluri de rugăciune. Există rugăciune publică, pe care o faci în biserică. Există o rugăciune care o faci în mijlocul oamenilor. Există rugăciune care o faci acasă, în familie. Și este rugăciune care o faci tu cu Dumnezeu, fără să te audă, fără să te vadă nimeni. Care este baza rugăciunii? Unde pornește rădăcina rugăciunii? La ce nivel? Unde? Aici spune, încuie ușa și vorbește cu tatăl tău, pentru că aceea este baza oricărei alte rugăciuni. Cine te învață rugăciunea odăiții ascunse? Cine te învață? Poftiți? Asta este o problemă. Învățătorii te pot învăța rugăciunea formală, rugăciunea în public și în public te corectează unul te corectează altul te corectează celălalt vreau să vă spun un lucru mi-e teamă să corectez vreo rugăciune oricât de agramată este oricât de uh, mi-e teamă pentru că este lucrul cel mai sfânt în același timp în același timp mi-e teamă să stau în zona unui om care spune, eu nu știu să mă rog. Știți de ce? De ce? Ajutați-mă. Pentru că lucrul ăsta îmi spune că omul ăla nu se roagă acasă. Nu se roagă în odăița lui. Și dacă nu se roagă în odăița lui, mie mi-e teamă. Mi-e teamă și mai mult de omul care nu se roagă în odăița lui și se roagă public. Acolo e jale. Pentru că este ca și cum ai face un lucru sau un pom fără rădăcină. Tu nu te rogi acasă, dar te rogi în public. De ce o faci? De ce o faci? Și Mântuitorul continuă mai departe și spune în versetul 7 din Matei 6, nu știu dacă nu cumva am zis înainte Matei 5. Cred că am zis Matei 5, așa este. Nu. E vorba de corectez. Matei 6. Evanghelia după Matei, capitolul 6. Matei 6 cu 7. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii. Și dintr-o dată Domnul Isus Hristos aduce în discuție fenomenul păgân al rugăciunii. Deci fiți atenți că și păgânii se roagă. Există un fel păgând de rugăciune și Mântuitorul vor pune în contrast modul păgând de rugăciune cu modul creștin de rugăciune. Știți, în momentul în care nu te rogi acasă și în momentul în care faci lucrul ăsta formal, ajungi în categoria fariseilor. Dar când ajungi în categoria păgânilor? Când? Când spui o mulțime de vorbe pentru ca să fie ascultat, ca și cum Tatăl vostru cel Ceresc n-ar ști de ce aveți voi trebuință. În momentul în care îl consider pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care abar n-are de ceea ce ai tu nevoie, în momentul acela treci în categoria păgânilor, spune aici. Și folosești o mulțime de vorbe și spui Domnului tot felul de vorbe până ajungi la, până ajungi la cum zice aici, până ajungi la bolboroseală. Ce înseamnă bolboroseală? Am căutat, m-am uitat puțin în, în în original. Unii traduc aici când vă rugați să nu bolborosiți. În diferite feluri se traduce. Cu toate acestea, cel mai frecvent este vorbire convulsivă, neatentă, repetată, vorbe de umplutură, vorbe ușoare, vorbe negândite. Acesta este cadrul general care apare pentru bolborosire. Am mai zis-o, te așez la masă. Mănânci jumătate de porție și după aceea, dintr-o dată, da, m-am rugat, Nu-i problemă că nu te-ai rugat. E problema că nici măcar nu faci diferența dacă te-ai rugat și nu te-ai rugat. Adică rugăciunea este un lucru atât de obișnuit, de o asemenea rutină, încât ți-e frică că tu, din cauza obișnuinței, ai uitat că te-ai rugat. Că tu ești obișnuit să faci rugăciunea. Această obișnuință care nu face nicio diferență în felul tău de viață este. E păgână! E păgână! Lucrurile acelea făcute în virtutea rutinei, nu trebuie să mă rog acum pentru că mă culc, sau trebuie să mă rog pentru că mă scol, dar care nu au în ele acea rădăcină, acea necesitate extraordinară de a sta de vorbă cu cine. Cu Tatăl tău. Nici măcar aici nu se folosește cuvântul de Dumnezeu la, 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 în sens general. Nu se folosesc cuvinte generice, pentru că dacă folosești cuvântul generic, nu, nu, nu te focalizezi pe ceva anume. Cuvântul spune roagă-te cui? Roagă-te Tatălui tău? Roagă-te ca unui Tată? Stai de vorbă cu Tatăl tău! Stai de vorba așa, creează cadrul acesta al tatălui și nu uita întotdeauna când te rogi, te rogi tatălui, nu te rogi Domnului Iisus Hristos. Ține minte lucrul ăsta. Nu te rogi Domnului Iisus Hristos. Te rogi în numele Domnului Iisus Hristos. Cui? Tatălui. Nu, rugăciunea ta nu se oprește undeva la nivelurile de jos ale, folosesc un exemplu sau un cuvânt românesc, ale ierarhiei cerești. Rugăciunea ta ajunge la vârf, acolo unde întreaga existență ajunge, în cheia centrală a existenței universului acestuia, ajunge rugăciunea ta cu această extraordinară oportunitate ai de a face ori de câte ori te pleci pe genunchi. Să vorbești cu ceea ce este cel mai important din punct de vedere existențial în Universul acesta. Păi, cine mai face treaba asta? Dai seama de ocazia pe care o ai și în timp ce vorbești cu el, eu bolborosesc nu se poate treaba asta. Și pentru ca să înțeleg lucrul ăsta într-un cadru mai larg, vă voi invita să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul, capitolul 5. Și acolo există două versete înțelepte care au de-a face cu rugăciunea și pe care aș dori să le păstrați în memorie, subliniați-le în Scriptura dumneavoastră, deci Eclesiastul 5, versetele 1 și 2, primele două. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Ce înseamnă păzește-ți piciorul? Traduceți. Vezi cum calci. Nici măcar nu călca cu bocancii. Vezi cum calci când intri în casa lui Dumnezeu. Vezi cum te îmbraci când intri în casa lui Dumnezeu. Vezi pentru cine vii când vii în casa lui Dumnezeu. Vezi, ai grijă. Dacă ai călcat oricum, dacă n-ai făcut o deosebire între curte și casa lui Dumnezeu, dacă nu te-ai sfiit, dacă nu te-ai zmerit, dacă n-ai călcat cu rugăciune în momentul când ai intrat aici, atunci ieși afară și mai intră o dată. Și intră cum trebuie. Și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, că cei nu știu că fac rău cu aceasta. Care o fi jertfa nebunilor? Despre ce e vorba? Ați, ați identificat vreodată această poziție blasfemică când un credincios face pe nebun înaintea lui Dumnezeu. Care e asta? Mă ajută cineva? Vă rog să observați, sunt puse în contrast două atitudini. Zice, apropie-te mai bine să asculți, decât prin contrast, care ar fi contrastul? ține de nebunie, fraților, ca înaintea lui Dumnezeu, în loc să stai să-L asculți pe El vorbind, să vii tu și să vorbești tu. Să-L înveți tu pe Dumnezeu, să-I spui tu lui Dumnezeu. Și vă rog să-mi spuneți, cam care sunt rugăciunile noastre? Rugăciuni care ascultă sau rugăciuni care vorbesc? Poftiți? Și nu-i rău să vorbim, pentru că zice, aduceți înaintea lui Dumnezeu toate îngrijorările voastre. Aduceți-le înaintea lui Dumnezeu. Nu-i rău să-i spui Domnului, Doamne, mă îngrijorează asta sau cealaltă. Nu-i rău. Dar ce e rău? E rău că asta să fie tot. Și tu să pleci fără să... În smerenie să asculți ce spune Dumnezeu. E tare rău. Să pleci fără un răspuns. Cumva, din lucrul acesta, eu înțeleg că nu trebuie să plec niciodată de la rugăciune până nu am primit răspuns. Eu plec de la rugăciune într-un dialog. Îi spun lui Dumnezeu care sunt problemele mele. Dar nu mă ridic la rugăciune fără să-l ascult și pe Dumnezeu că îmi vorbește. Cel puțin să-mi spună, mai ai răbdare, îți spun eu altădată. Da, cu ceva trebuie să plec. Vom vorbi despre lucrul acesta imediat. Nu te grăbi să deschizi gura, spune versetul 2. Să nu-ți rostească inima cuvinte. Ce fel de cuvinte? Pripite. Ce înseamnă cuvânt pripit? Negândit. Vorbe ușoare. Eu știu, acea gândire discursivă care se gândește la de toate, în timp ce te în timp ce te, rogi, te mai gândești la încă trei lucruri. Și chiar dacă nu te gândești la trei lucruri, cuvintele îți vin așa, fără să le fi studiat, fără să le fi gândit înainte, fără să le fi aprofundat înainte. Rugăciunea trebuie să aibă întotdeauna o bază de meditație de unde să poată să-și aibă rădăcina și apoi să se concluzioneze într-o cerere înaintea lui Dumnezeu. Meditația poate să fie de zile întregi. Rugăciunea trebuie să fie cum? Nu cu vorbe multe. Zile întregi de gândire. Zile întregi de luptă. Zile întregi de meditație pentru ca ulterior să spui ceea ce vrei înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos trece pe lângă orbul Bartimeu și îl întreabă simplu, ce vrei? Ăsta e dialogul lui Iisus Hristos. spune ce vrei. Și orbul Bartimeu a trebuit să spună să, caut, să capă de vedere. Poate că vă gândiți, poate că vă gândiți că era prea simplu, că era normal să răspundă răspund așa. Dar nu era normal să răspundă așa. La poarta frumoasă era altădată un alt orb. Și dacă îl întreba cineva ce vrei, el ce spunea? Bani. Că de asta sunt aici. Eu sunt aici pentru că m-a pus cineva să câștig bani. În foarte multe situații, noi avem nevoi foarte stringente și foarte clare și totuși căutăm altceva. Din cauza asta Dumnezeu spune, hotărăște-te ce vrei. Păi Doamne, nu-ți mai cer asta că cine poate să vindece, cine poate să rezolve, nu poate nimeni și atunci ce faci? Îți cer ceva mai mic, îți cer ceva mai aproape de mine. De ce? De ce îți cer ceva mai la îndemână, ceva mai mic? Din ce cauză? Pentru că ajung la concluzia că Dumnezeu nu poate lucruri mari. Dumnezeu poate lucruri mici. Și în felul ăsta am un Dumnezeu a lucrurilor mici nu un Dumnezeu a lucrurilor mari. Cereți de la Dumnezeu lucruri mari pentru ca să fie Dumnezeul adevărat în viața dumneavoastră. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe, șerfa nebunilor. N-am încotro, trebuie să merg neapărat într-un caz. Vă rog frumos, îl pun înaintea dumneavoastră și să-l analizăm repede de tot, pentru că până acum. Am citit cuvinte. Acum vreau să înțelegem o situație anume. Întâi regi, capitolul 18. Vă amintiți despre ce e vorba? Doriți Acolo, da. Ilie pe muntele Carmel. În Întâi regi 18, versetul 29. Sunt anumite, sunt anumite stadii sau de acțiune aici până la versetul 29. Ilie le spune: Alegeți-vă un junc între și pregătiți-l voi întâi, că sunteți mulți, chemați numele Dumnezeului vostru, dar nu puneți foc. Versetul 25. Versetul 26, au luat juncul, l-au pregătit. Au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază, zicând: Baale Auzine. Nu s-a auzit niciun glas. Cu alte cuvinte a fost o rugăciune fără răspuns. Mie... Sunt cu inima strânsă să fac aplicația acum. Da? Sunt cu inima strânsă. Este vreodată când Dumnezeu să nu dea răspuns la o rugăciune sinceră. Gândiți-vă bine. Vom reveni la asta. săreau în jurul altarului pe care îl făcuseră. Fraților, erau carismatici, serios. Nu? Adică nu era o rugăciune, era o rugăciune care implica toată ființa și uh, simțeau? Deseori noi avem impresia că o rugăciune autentică este rugăciunea care este în ghilimele simțită, adică implică toate manifestările ființei. Avem impresia că atunci, dacă cineva plânge, dacă cineva strigă, dacă cineva ridică mâinile, dacă cineva strigă, se ridică din picioare, aia e rugăciunea adevărată. Pentru că cuprinde tot. Modelul care l am aici și care este păgân, mă face să fiu destul de reținut. Să reau în jurul altarului pe care îl făcuse. La amiază Ilie, auziți, Ajunge un moment de, de ridicol. Toată situația ajunge la un moment de ridicol. Și Ilie ia momentul respectiv și îl subliniază. Fiți atenți că ați ajuns să fiți ridicoli. Și le, își bate joc de ei spunând. Nu, Ilie nu este un om care să își bate joc ușor de oameni. Dar situația în care se puneau era de genul acesta. Stiga stare fiindcă Dumnezeu... Uh, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva. Cu alte cuvinte, are treburi mult mai importante decât astea. Trageți de el, cu... insistați, supărați-l, făcând trimitere la textul pe care l-am citit anterior. Uh, poate că are treabă, este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și, după obiceiul lor, și-au făcut tăieturi cu săbile sulițe, până ce s-a curs, a curs sânge pe ei. Vreau să vă întreb, există o rugăciune mai autentică decât asta? Păi frate! Adică mor pentru rugăciunea asta. Nu există să nu, să nu se fi implicat cu toată ființa lor acolo. Se numește extaz mistic în, în limbajul comun, atât de puternic încât omul aproape nu mai gândește decât în direcția rugăciunii lui nu mai gândește nimic altceva decât ceea ce se roagă, nu există nimic mai profund, nu există nimic mai în ghilimele autentic decât asta cu toate astea când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară cât timp au aiurat? de la amiază până la șase seara ceva ore Vreau să vă spun că extazul mistic în faza lui finală îl scoate pe om din uzul rațiunii. Omul devine irațional, iar limbajul său este convulsiv sau ininteligibil, adică nu-l înțelege nimeni. Din nefericire, Carismatismul păgân întotdeauna conduce la așa ceva. Oamenii stau în rugăciune până când încep să vorbească cuvinte de neînțeles, ininteligibile. Și uh, lucrul ăsta se întâmplau la, la templele păgâne sau, spre, spre exemplu, la templul lui Apollo. Erau uh, sibilele, preotesele care ajungeau într asemenea transă Începeau să vorbească ininteligibil, iar lângă ele erau alte preotese care încercau să descifreze ceea ce spuneau ele și scriau jos ceea ce ele înțelegeau cu alte cuvinte, tâlmăceau cuvintele de neînțeles pe care le spuneau celălalt. Fenomenul este extrem de răspândit în lumea păgână în momentul în care, în momentul în care Ilie face lucrul ăsta. Așa se întâmplă acolo. Profeții lui Bal fac în, sau procedează în felul acesta. Din cauza aceasta, mișcarea carismatică, la un moment dat, care a pătruns în creștinism și care conduce spre aceleași manifestări, are mari semne de întrebare din punct de vedere al manifestării, din punct de vedere al relației cu Dumnezeu. Este cazul să ne punem întrebarea aceasta: ce fel de jertfă e? Nu cumva este jertfa? omului fără minte? Să avem grijă să nu confundăm profetismul păgân cu profetismul creștin, rugăciunea păgână cu rugăciunea creștină. Nu trebuie confundate cele două. Auziți cum se roagă Ilie. După ore de bolborosire din partea lor, Ilie. Versetul 36 mai departe. Doamne, Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Amin. A cronometrat cineva? Cât a durat? Așa s-a rugat Ilie. După ce ceilalți se rugaseră o zi întreagă. O zi întreagă de un minut a coborât foc din cer. Vă rog să observați, rugăciunea ca atare nu definește creștinismul. O mulțime de oameni se roagă astăzi. Mă, mă mă sperie lucrul acesta. Oamenii de toate categoriile, de toate uh, condițiile, ascultători și neascultători de Dumnezeu, hulitori sau altfel, toți la un moment dat se roagă și toți spun că, le ascult, că îi ascultă Dumnezeu. Și mă înfioară lucrul acesta pentru că eu citesc aici și văd că preoților lui Baal nu le-a răspuns Baal. Și atunci unui om care nu are o relație cu Dumnezeu, ci din potriva, este împotriva lui Dumnezeu, care se roagă, cine îi răspunde? Evident, dumneavoastră puteți să spuneți, Dumnezeu este milostiv, îi poate răspunde și el. Hu! Ce facem cu textul care spune, până și rugăciunea lui este o scârbă. Cine? Cel ce nu ascultă legea până și rugăciunea lui este o scârbă. Adică, frații mei, E adevărat că Dumnezeu este plin de hal și milostiv. Este adevărat că în foarte multe situații Dumnezeu răspunde la nevoile mele și la nevoile tale fără să am merite. E adevărat lucrul acesta. Dar să n-ai pretenția ca Dumnezeu să răspundă totdeauna, în ciuda faptului că tu asculți sau nu. Regula lui Dumnezeu este Curăță viața întâi. Și apoi, așteaptă ca Dumnezeu să stea de vorbă cu tine. Vezi cum calci când vine înaintea lui Dumnezeu? Nu călca precum un infractor. Nu călca precum un hulitor. Dacă își cer iertare, e bine. Dar nu cere ca Dumnezeu să coboare foc din cer și tu să fii în categoria celor ce luptă împotriva lui Dumnezeu. Nu cere la un moment dat ca Dumnezeu să fie cu tine și să acționeze ca un prieten dacă tu în realitatea de fiecare zi ești în vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu cere lucrul acesta. Mă mai frământă un lucru foarte ciudat. După ce Ilie se roagă un minut și coboară foc din cer, Puțin mai târziu, la câteva ore distanță, lucrurile sunt pe dos, complet pe dos. Auziți dumneavoastră, versetul 42. Versetul 40 explică. Au pus mâna pe prorocii lui Baal, Ilie s-a pogorât la părul Chison, i-a înjunghiat acolo, Apoi a zis lui Ahab, suete, mănâncă și bea, că se aude voie de ploaie. Se auzea voie de ploaie. Nimic. Când Ilie, când Ilie spune, se aude voie de ploaie, ce vrea să spună? Vine ploaia. Bun, interesant, vine ploaia. Apoi a zis slujitorului său, versetul 43, suete, uită spre mare. Din ce cauză? Pentru că versetul 42 spune, S-a așezat la pământ cu fața între genunchi și a început să se roage. Se roagă și îi spune, du-te și uită-te. Și vezi. Și slujitorul vine înapoi, nu este nimic. Se rugase înainte un minut și coboruse foc din cer. S-a rugat acum din nou și nimic. Se roagă doar. Se duce slujitorul iară să vadă. Nimic. A treia oară. A patra oară. Până când te rogi, Ilie. Până când te rogi. Vă rog să observați. Vă rog să observați. După, după Muntele Carmel, Ilie ar fi putut să înțeleagă sau să învețe că el trebuie să roage un minut. Și Dumnezeu trebuie să răspundă. Și după ce a învățat lecția asta, Dumnezeu îi dă o contralecție în care îl pune să se roage pentru un lucru mai puțin extraordinar decât să cobor foc din cer, să aduci ploaie, o, îl pune să se roage de câte ori? Șapte ori. Nu să mă întreb. Care e regulată? Te o dată sau de șapte ori? cum, ce trebuie să învăț de aici? Care e rugăciunea? Rugăciunea care te rogi odată și se întâmplă sau rugăciunea care te rogi de șapte ori sau de șase ori și nu se întâmplă nimic? Și dacă nu te rogi a șaptea oară, nu se întâmplă nimic. Cum e? Spre exemplu, când cu puțin mai devreme Ilie spune așa, îi spune înaintea lui, lui Bal, um, Iertați-mă înaintea lui Ahab, mulțumesc. Um. nu va da ploaie. Vers, capitolul 17. Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitori sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Când zice Ilie, după cuvântul meu, ce valoare are cuvântul lui Ilie? Adică există riscul ca Elie să zică cuvântul meu închide cerul și deschide cerul. E un mare risc ca să înveți lecția aceasta. Pentru că Ilie aici îmi demonstrează că de fapt ori de câte ori el realizează ceva înaintea poporului ca să vadă poporul că este un proroc sau un profet în popor, de fiecare dată, în spatele acelei rugăciuni de un minut, ce se află? Se află o mulțime de rugăciune adunată. El nu se duce pe Carmel cu lecția nefăcută. El se duce pe Carmel pentru că a stat de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a învățat ce să facă. El s-a dus acolo pentru că Dumnezeu i-a spus să facă un altar. Dumnezeu i-a spus să strângă profeții lui Baal. Dumnezeu i-a spus, vei, te vei ruga seara. Dumnezeu i-a spus, voi trimite foc din cer. În spate. E un timp imens petrecut în rugăciune cu Dumnezeu. Șapte rugăciuni sunt obișnuite la Ilie nu sunt neobișnuite. Vreau să vă întreb cum e la noi. Cum trebuie să fie rugăciunile astăzi când mi se spune mi se spune că trăiesc un timp extrem de solemn. Auziți ce zice aici? În studiul biblic pe care ca biserică îl avem, la studiul lumină din sanctuar, studiul 8, apare următoarea observație. Trăim în Marea Zi a Ispășirii. Și tema permanentă a studiului nostru ar trebui să fie lucrarea sfântă pe care o face acum Hristos pentru poporul lui Dumnezeu în sanctuarul ceresc. Ar trebui să învățăm pe copiii noștri ce semnificație avea ziua ispășirii în vechime și faptul că ea era un timp special de mare umilință și mărturisire a păcatelor înaintea lui. Timp de umilință și mărturisirea păcatelor înaintea lui. Ziua antitipică a ispășirii urmează să aibă același caracter. Ce înseamnă ziua antitipică? Ziua profetică, corespondentul profetic al zilei ispășirii. Corespondentul profetic. Când este, care este corespondentul profetic? realitatea profetică este timpul pe care îl trăim azi. Același lucru. Aceeași solemnitate. Toți cei care proclamă adevărul prin învățătură și prin exemplu trebuie să sune din trâmbiță dând un sunet clar. Marea lucrare care stă în fața noastră este de a îndepărta pe oameni de obiceiurile și de practicile lumești și de a aduce tot mai sus, din ce în ce mai sus, la spiritualitate, în spiritualitate, la o evlavie și la o lucrare serioasă pentru Dumnezeu. Procesul acesta de stagnare este cumplit în poporul lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să avem un proces de creștere. De trezire, de înălțare, cum n-a mai fost, și care este specific pentru ziua ispășirii. Acum, dacă suntem aici, vă voi invita să observați cu mine, scurt, în cartea Apocalipsei, câteva situații care merită să fie înțelese. În Apocalips, capitolul 4. Pe secvențele acestea ale Apocalipsei sunt extraordinare. Apocalips, capitolul 1, îl prezintă pe Domnul Isus Hristos în sanctuarul ceresc, mergând printre cele șapte sfeșnice. Este începutul lucrării de mântuire nou-testamentală. Comentatorii identifică lucrul acela ca fiind corespondentul sărbătorii de Paște, când poporul, lui Israel, poporul lui Israel, este scos din robie. Cum poporul lui Dumnezeu și sau cum Dumnezeu și începe lucrarea sa cu poporul său în momentul când îi scoate din robie, în același fel Domnul Isus Hristos și începe lucrarea sa nou testamentară în sanctuarul ceresc, inaugurând sanctuarul prin lucrarea Domnului Isus Hristos sau pentru lucrarea Domnului Isus Hristos. Capitolul 4 ne vorbește despre un scaun de domnie. Scaunul acesta de domnie este ocupat de cineva care are o înfățișare maestoasă, care are în mână un sul care reprezintă mesajul din partea lui Dumnezeu și nimeni nu poate să deschidă și să citească sulul. Capitolul 1 începe și debutează cu cele șapte scrisori pe care Dumnezeu le trimite celor șapte biserici. Capitolul 4 este din nou un sul, din nou un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l trimită bisericii sale și este vorba de șapte peceți care trebuie desfăcute, care trebuiesc rupte. Marea criză din capitolul 4 și în capitolul 5 este faptul că nimeni nu poate să rupă pe cețile și să citească această carte. Și dintr-o dată capitolul 5 spune, uite, s-a găsit cineva care este vrednic și acesta este leul din seminția lui David. Versetul 5 zice, nu plânge, iată că s-a găsit pe cineva, leul din, s -a găsit cineva, leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David a biruit să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. M-am uitat, am văzut în loc de un leu, am văzut un miel, părea junghiat, avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Foarte interesant relația asta între Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt. Cei șapte ochi reprezintă cei șapte duhuri ale lui Dumnezeu. În Apocalipsă, capitolul 1, Domnul Isus Hristos se plimbă în mijlocul celor șapte sfeșnice care sunt cele șapte Duhurile ale Lui Dumnezeu. Din nou, relația Domnului Iisus Hristos cu Duhul Sfânt. Cei doi au aceeași aceia, același scop și anume o lucrare specifică ce trebuie să o facă la sfârșitul timpului pentru pământul acesta. Domnul Iisus Hristos a venit sau mielul a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat Cartea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni. Fiți atenți acum. s au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur cu tămâie, care sunt rugăciunile Sfinților. Observați, observați ce se întâmplă. Mielul ia cartea, dar în timp ce mielul ia cartea, Rugăciunile tuturor sfinților sunt acolo. Evenimentele cerești nu se desfășoară în afara rugăciunilor celor credincioși. Pentru ce se roagă cei credincioși? Care este subiectul lor? Care este concentrarea lor? Vreau să vă întreb, Doamne, mai dăm o mașină mai bună. Doamne, dă-mi o casă mai bună. Te rog frumos să-mi să ia copilul la facultate. Te rog frumos, ăsta, ăsta sunt rugăciunile astea ajung acolo. Adică marea problemă a cerului este una și problemele noastre de alt gen. Se poate ca cele două realități să, 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 să coincidă? Se poate să lucreze la același lucru? În condițiile astea, nu! Pentru ce ar trebui să se roage sfinții? Pentru ce ar trebui să se roage Sfinții? Sfinții ar trebui să știe ce se întâmplă în ceruri. Ar trebui să știe care-i problema lui Dumnezeu. Ar trebui să se lupte în rugăciune ca să fie împreună cu Isus Hristos în lucrarea sa. Susținerea este extrem de importantă. Știu lucrul ăsta și știți lucrul acesta la sfârșitul celor 70 de săptămâni din Vechiul Testament, când era pe punctul, sau eram la punctul când poporul trebuia să fie eliberat. Ce face Daniel? Se roagă. Cui răspunde Dumnezeu? Îi răspunde lui Daniel. Adică, nu, Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Pentru ce ne rugăm noi azi? Care este scopul rugăciunii noastre? Suntem împreună cu Dumnezeu în planurile sale? Sau îl rugăm pe Dumnezeu să fie împreună cu noi în planurile noastre? Și planurile noastre s-ar putea să, fi, să nu aibă nimic de a face cu planurile lui. Aceasta este viziunea care, sau imaginea care apare în Apocalips 4 și 5. Mai apare ceva asemănător în capitolul 8. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de jumătate de ceas. Suntem la pe cetea a șaptea. Suntem unde suntem? La sfârșit. Versetul 2. Am văzut cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu, li s-au dat șapte trâmbițe și suntem pe punctul să înceapă un nou capitol o nouă acțiune în sanctuarul ceresc. În condițiile acestea, versetul 3, a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie să o aducă, tămâie multă să o aducă, împreună cu rugăciunile sfinților. Rugăciunile aici spune tuturor sfinților. Wow! Din nou rugăciunile sfinților. Nu se face nimic fără ca sfinții să se roage. Nimic! Este o, este o relație extrem de apropiată între ceea ce se întâmplă în ceruri, lucrarea Domnului Isus Hristos și rugăciunea de pe pământ. Vreau să vă întreb. Ne rugăm noi pentru asta? Ne rugăm noi, luminați de Duhul Sfânt? Ne preocupă pe noi lucrarea Domnului Isus Hristos în Sanctuarul Ceresc? Ne preocupă pe noi aceste lucruri sau ne preocupă încă o dată doar problemele noastre? Să știți că Dumnezeu nu ne spune ce se întâmplă în ceruri doar de dragul de a fi mai deștepți. Doar de dragul de a fi mai informați. Dumnezeu ne spune ceea ce se întâmplă în ceruri pentru ca să fim cu El acolo. Vă aduceți aminte de textul care spune să mergem pe calea nouă și vie care ne-a deschis-o El prin trupul său care duce până dincolo de perdeaua din loutru. Citiți, vă rog, Evrei, capitolul 10. Și ne spune că noi acolo trebuie să ajungem. De asta ne spune ce se întâmplă în ceruri. Nu. Nu, nu este o chestie de curiozitate, nu este fapt divers. Este o chemare a lui Dumnezeu. Haideți cu mine! Ăsta este sensul rugăciunii profetice. Asta vrea Dumnezeu. Hm. Știți, în capitolul 8 aș vrea doar un, un singur amănunt să mai adaug aici. Lucrul ăsta se întâmplă înainte ca, ca... îngerii care sună din trâmbiță să înceapă să sune cu șofarul sau cornul acela de berbece extraordinar de lungi, care avea o rezonanță puternică, se auzea de departe. Înainte ca să se întâmple lucrul ăsta, să sune trâmbițele, textul îmi spune, candele pline cu rugăciunile tuturor sfinților au fost aduse acolo. S-au de fum, fumul rugăciunilor. Um. Foarte interesant. Știți când era ziua trâmbițelor în calendarul anual liturgic al poporului evreu? Prima zi a lunii a șaptea. E adevărat. Asta se întâmplă toamna. Paștele era primăvara. După aceea urmează ziua cinzecimii. tot primăvara. Toamna în, zi, în luna a șaptea sunau trâmbițele. Cu zece zile înainte de ce? În ziua de Ion pur sau ziua ispășirii. De ce sunau trâmbițele? Anunțau ziua ispășirii sau ziua judecății. În momentul în care trâmbițele sunt gata să sune aici, poporul lui Dumnezeu trebuie să se roage ca niciodată înainte. Ca niciodată înainte. Se spune aici că rugăciunile tuturor sfinților, nu ale câtorva dintre sfinți, rugăciunile tuturor sfinților sunt concentrate pe momentul acesta și toți sfinții se roagă pentru lucrarea pe care trebuie să o facă Iisus Hristos. Sunt împreună cu Iisus Hristos. Pentru că apare Marea Ziei Spășirii. Continui cu citatul din studiul nostru biblic. Noi stăm acum în curtea din afară, așteptând și ținând privirea îndreptată spre acea speranță binecuvântată, și anume arătarea glorioasă a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Privirile țintite unde? Noi suntem afară, dar unde este privirea mea? Privirea ta, unde e? Deci, dacă privirea mea mi este tot în curtea din afară, nu fac nimic. Rugăciunea mea trebuie neapărat să aibă legătură cu ceea ce se întâmplă în sanctuarul ceresc. Rugăciunea profetică mă ridică de pe pământ și mă duce în cer. Asta este rugăciunea Sfinților lui Dumnezeu de acum. Vă voi chema, frații mei, la o asemenea experiență. Experiența asta care ne smulge din bolboroseala problemelor noastre. Ne smulge din rugăciunile astea care ex... mă au în centru pe mine. Și îl pun în centru pe Domnul Isus Hristos. Este singura realitate care ne va schimba viața pentru că ne va schimba mintea. Dumnezeu să ne ajute ca această rugăciune profetică să fie rugăciunea ce caracterizează poporul lui Dumnezeu și biserica din Loma Linda astăzi. Amin. Amin. Vă voi invita, frații mei, să cântăm împreună spre slava lui Dumnezeu, inul 616, cum strigă un cerb setos de apă rece. Vă rog eu frumos, înainte să cântăm asta, aș vrea să vă spun, să vă repet experiența care m-a făcut să descoper cântarea asta. V-am spus deseori că aveam un, o rudă a mea, un verișor care nu auzea deloc. Gabriel. Într-o zi ne-am dus toți tinerii din biserica noastră micuță, din Târgu ne-am dus pe munte, pe plai. Plaiul era la mine, la Bumbești. Eu sunt din Bumbești. În spatele casei mele este, se înalță, se înalță mas, munții parâng. Și ne urcam pe, pe plai, undeva pe munte. Și acolo, după ce am alergat, ne-am jucat și așa mai departe, am luat o pauză. Și fiecare s-a dus și a găsit un loc retras și a încercat să se odihnească. Eu m-am dus sub o stâncă imensă și m-am dus acolo la umbră. Am auzit pași deasupra mea, deasupra stâncii. Și, după o vreme, am auzit pe cineva cântând. Dar nu era cântecul pe care îl știam eu. Era așa un cântec fals. Fals de tot. Din când în când mai amintea puțină melodie. Ca și cum și-o auzea sau și-o aducea aminte de mult de tot, după ani de zile. Și când a început să cânte, instantaneu mi-am dat seama că e Gabriel, care nu mai auzea de la, din clasa 6. -a. Și mi-am dat seama că nu e, nu e muzică. Mi-am dat seama că eu era un fel de strigăt. Nu l auzisem pe Gabriel niciodată cântând. Nu cânta, știa că nu cântă bine. Deseori cântase în, în, copilărie la vioară. Deseori își punea vioara aici și încerca să cânte și spunea, încerc să aud sunetul care se transmite prin mandibulă. Îi aud cuvintele ca și aici. Dar își dădea seama că nu poate și o punea la loc nu cântase și nu cânta în fața nimănui niciodată. Dar singur, cu tatăl său, a început să cânte cum strig un cerb setos de apărece. Așa de Dumnezeu setos strig eu. Și încă o dată vă spun, mi-am dat seama că nu-i cântec, mi-am dat seama că omul ăsta strigă și în momentul ăla mi-a fost rușine de mine, mi-a fost rușine de mine că din cauza mea omul ăsta n-a putut să strige niciodată în prezența mea. Și mi-a fost rușine de cântecele mele, mi-a fost rușine de rugăciunile mele, care deseori nu erau altceva decât rugăciuni de fariseu spuse să fie frumoase, dar n-am știut dacă ele ajung sus. Dar am știut că strigătul ăla ajunge sus. Frații mei, ceva trebuie să facă diferența între rugăciunile noastre obișnuite și între modul în care trebuie să învățăm să ne rugăm lui Dumnezeu azi. Trebuie să se facă diferență. Am dorit Tatăl nostru ca rugăciunile noastre să umple candelele cerești, să poată să fie purtate înaintea tronului tău, împreună cu mijlocirea Domnului Isus Hristos. Am dorit, Părinte, în momentul acesta, când lucrez spre încheierea istoriei, Părinte, să putem să ne alăturăm viața noastră în sfințenie acestei lucrări. Vrem să-ți oferim ființa noastră pentru curățire, pentru sfințire, pentru remodelare, pentru refacere astfel încât, Doamne, viața noastră să fie trăită alături de Domnul Isus Hristos în santuarul ceresc și nu pe ulițele rătăcitoare ale acestei luni. Am dorit, Părinte, să trăim împreună cu Mântuitorul nostru o realitate diferită de lumea noastră. Și, Doamne, dacă în momentul acesta este timpul pecetluirii, te rugăm, o, Doamne, ca rugăciunile noastre să mijlocească după Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Finalizează lucrarea ploii timpurii, Părinte. Formează-ne caractere pentru cer. Și fă-ne gata pentru revărsarea ploii târzii, pentru a da mărturie pentru tine. Învață-ne, Doamne, rugăciunea autentică, rugăciunea care se nelege de cer și rugăciunea care ne sfințește pe fiecare dintre noi. Prin Domnul Isus te-am rugat. Amin. Amin.